foarte gălăgios pentru că domnul Bogdan Mirică ne dă în continuu indicații. A doua zi de aventuri. A doua zi de aventuri la feminin. Ne-am pornit dimineață, bine, pe la 10:30, că sunt altfel diminețile. Ne-am pornit către Brașov. Aici, la Prejmer, ne așteaptă echipa celor de la Safe Driving School și prietenii de la Icetime, care ne vor învăța câteva elemente de conducere defensivă. Fetele vor învăța să frâneze corect cu ajutorul sponsorului principal, și anume Techstar România, experți în frânare. Alo! Vorbește un om! O zi memorabilă în istoria aventurii, ediția a doua. O să vedeți imediat de ce. Încercăm să deliberăm, e juriu. Auziți, băieții, că avem așa o îmbrătățire la Laura, la Ioana, la Prăjii și la Sorin. Și eu? A fost bună și anul trecut sau ce? Astăzi, fetele au învățat să frâneze corect în situații de urgență cu ajutorul celor de la Techstar România. Însă nu puteam pleca de aici fără o surpriză pe măsură, pentru că trebuie să încingem puțin spiritul ăla de competiție. O să vă dați cu carturile! Selfie-uri și cu mașina pe iarbă. Stai. Păi dat, nu. Stai. Ok. N-ai zis tu, de fapt n-ați zis voi, scrie acolo, că mașina asta are două motoare, că face nu știu câte calcule, 100 de calcule pe secundă. Care am văzut astea... dealul, am văzut soarele. Și ce v-ați gândit? Gata, aici off-road, nu? Păi are multe moduri de condus, am văzut 5 opțiuni acolo. Ce v-a plăcut cel mai mult la mașina asta? Hai că dacă tot v-am pus piedică... Stai să zic eu ce mi-a plăcut la... frumusețe. Îmi place super tare bordul. Așa. Designul. Îmi place că are un singur display. Așa, cursiv. Cursiv, bun. Da. Super tare. Mi-a plăcut pielea perforată, așa, foarte fain. Mie îmi plac mașinile cu butoane. Cu butoane și mie. Și da. Care, la fel, butoane tactile la volan. Așa. Mi-a plăcut că are 5 moduri de condus și le-am testat pe toate. Dacă avea și mod off-road, era pe dealul ăsta din spate. Dați drumul la Sibiu. Mi-a plăcut heads-up display. Are și heads-up display. Doamne, de ce are de toate mașina asta? Plecăm cu ea acasă și mai are și locuri să mai luăm toată gașca. Luați drumul Sibiului. Pa!